Este ora 15, eu sunt Dan Gabor, bună ziua, bun găsit la știri. Procurorii de la crimă organizată au făcut publice informațiile și imaginile de la arestarea uneia dintre cei mai periculoși membri ai cartelului mexican Jalisco Nueva Generación. Individul a fost arestat anul trecut în martie și a extradat 4 luni mai târziu. De ce au fost făcute publice informațiile abia acum și ce căuta mafiotul mexican în România, ne spune colega mea Bianca Ogarcă. Bun găsit, Bianca, te ascultăm. Bun găsit! Potrivit autorităților, bărbatul plănuia la noi în țară o operațiune de trafic internațional de droguri. Ei bine, membrii acestui cartel doreau să aducă în portul Constanța sute de kilograme de cocaină, dar și alte substanțe interzise. Iar mexicanul venise la noi în țară pentru a supraveghea această operațiune. De altfel, așa cum spuneam, bărbatul făcea parte din acest cartel care de altfel este extrem de violent, iar mexicanul a fost acuzat și de multiple asasinate. Agenții americani au trimis chiar și un avion de mici dimensiuni pentru a-l transporta pe bărbat în Statele Unite ale Americii în momentul în care acesta a fost extradat. Mexicanul a fost prins anul trecut, însă informația a fost făcută publică abia acum, întrucât Departamentul pentru Combaterea Drogurilor din Statele Unite ale Americii au arestat între timp și alți membri ai acestui cartel. Mulțumim, Bianca Ogarcă. Azi noapte, în București, interlopii și maneliști au sfidat din nou autoritățile și au participat la un alt chef fără să respecte nicio restricție impusă în pandemie. De data aceasta, în sectorul 4, în restaurantul unui hotel, a fost tot o petrecere de majorat. Fiul unui membru al clanului Vâncica a împlinit 18 ani, iar atmosfera a fost întreținută de Florin Salam. Deși evenimentul a fost în direct pe o rețea de socializare, polițiștii l-au ratat, ajungând abia la final. Imagini de la petrecerea de pomină au început să apară aseară în direct pe Facebook. Zeci de persoane stăteau ciorchine și fără măști în jurul interpretului de manele. Oamenii legii n-ar fi aflat despre cele întâmplate dacă invitații nu s-ar fi lăudat în direct pe internet. Polițiștii s-au sesizat din oficiu despre petrecerea din sectorul 4. Când au ajuns la ușa localului, mulți dintre invitații erau deja plecați. Administratorul restaurantului a fost dus la secția 16, iar anchetatorii au întocmit un dosar penal pentru săvârșire infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor. Au dat și amenzi de 10.000 de lei. Și nu au fost singurele petreceri din capitală de care au aflat polițiștii. Cu o noapte înainte, echipajele de poliție au mai spart o petrecere ilegală în sectorul 5. La evenimentul cu mai multe persoane, participa și manelistul Adrian Minune. Poliția a dat acolo amenzi de 59.000 de lei. Petrecere cu zeci de tineri într-un local din centrul vechi al Craiovei, în plină pandemie de coronavirus. Puși pe distracție, craiovenii au sfidat toate regulile. Au uitat de virus, au cântat, au dansat unii lângă alții, ca și cum nu ar exista nicio restricție. Tinerii s-au adunat în număr mare să petreacă și să profite de weekend. Totul sub privirile polițiștilor locali, care au trecut nepăsători prin fața localului, fără să intervină. În timp ce muzica răsuna pe terasele din centrul vechi al Craiovei, iar zeci de tineri petreceau fără să respecte regulile sanitare impuse în pandemie, doi polițiști locali stăteau liniștiți, fără să-i deranjeze pe petrecăreți. Au cântat și au dansat unii lângă alții, fără să le pese de oamenii în uniformă. La un moment dat, numărul agenților s-a dublat. Nici atunci nu au intervenit. Între timp, în localul din Craiova, petrecăreții își vedeau de ale lor. Prima reacție din partea autorităților a venit dimineață din partea Inspectoratului de Poliție al județului Dolj. Polițiștii doljeni s-au sesizat din oficiu și cu privire la imaginele pe care dumneavoastră le-ați primit. În aceste momente se efectuează verificări, iar polițiștii vor dispune măsurile corespunzătoare, măsurile legale. Între timp, proprietarul, dar și câțiva petrecăreți identificați au fost amendați. Polițiștii au sancționat administratorul localului cu suma de 10.000 de lei pentru încălcarea prevederilor legii 55 din 2020, evenimentul respectiv fiind întrerupt. De asemenea, în cadrul acestei acțiuni au mai fost aplicate 31 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora fiind de aproximativ 15.000 de lei. Tragedie într-o familie din județul Iași. Un bebeluș în vârstă de o lună a murit în această dimineață din motive necunoscute. Mama a sunat la 112 și a anunțat că bebelușul este inert, iar copilul a fost preluat cu elicopterul SMURD. Medicii nu au mai putut să facă însă nimic. Poliția a început cercetările pentru moarte suspectă.
Bebelușul nu suferea de nicio boală, iar ca în fiecare dimineață, mama l-a alăptat și totul părea să fie în regulă. Brusc însă copilul și-a pierdut cunoștința și a rămas inert în brațele mamei. Disperată, femeia a sunat la 112, iar medicii de la Iași au trimis elicopterul SMURD să intervină. Am primit un apel prin Sistemul Național Unic de Apeluri de Urgență 112, despre faptul că un nou născut nu mai respiră. A fost solicitat sprijin, cum ați spus și dumneavoastră, cadrelor medicale care au constatat decesul. Din păcate, medicii nu au reușit să îl readucă pe bebeluș la viață și au fost nevoiți să se declare învinși în fața morții. Acum au intrat pe fir polițiștii care au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru ucidere din culpă. De asemenea, a fost dispusă și necropsia pentru a fi stabilită cu exactitate cauza decesului și împrejurările în care a survenit acest deces. Medicii iau în calcul posibilitatea ca bebelușul să fi murit din cauza sindromului morții subite a sugarului. Statistic vorbind, sindromul de moarte subită a sugarului este prima cauză a morții bebelușilor cu vârste cuprinse între o lună și 12 luni. Se consideră că perioada de risc maxim este între 2 și 4 luni, iar de obicei decesul copilului survine în timpul somnului. Zeci de mineri din Lupeni continuă protestul pentru că nu și-au primit banii. Revolta din Valea Jiului a intrat în a șasea zi. Ortacii refuză să iasă din subteran, deși Ministrul Energiei a anunțat că de săptămâna viitoare își vor primi salariile restante din luna ianuarie. Pe de altă parte, rudele minerilor s-au adunat la suprafață în semn de solidaritate. Pentru plata drepturilor restante, adică de conturile pentru transport și bonuri de masă și pentru plata la zi a salariilor, complexul energetic are nevoie de 18 milioane de lei. Rușine! Rușine! Rușine să vă fie! Rușine! Rușine! Rușine să vă fie! Sunt 6 zile de când aproximativ 100 de mineri sunt blocați în subteran la mina Lupeni. Oamenii au o listă lungă de revendicări și susțin că de aproape un an de zile n-au încasat bonurile de masă, banii pe transport, cota de încălzire, toate aceste aspecte fiind trecute în contractul de muncă, însă conducerea complexului energetic Hunedoara nu le-ar fi luat în calcul. Noi ridicăm grinzi, dăm la lopată, facem muncă fizică, ne trebuie forță, de aia avem nevoie de bani și nu vă cerem altceva, nu v-am cerut alți bani, măriți de salari, dați-ne, Doamne, banii pe care îi merităm. Mulți dintre ei au venit cu copiii în brațe la protest, ori susținuți de familie. Din banii ce câștig 5.000 de lei, jumate mi-a statul. Protestăm, suntem alături de toți minerii. Eu momentan nu lucrez, n-am lucrat deloc și este foarte greu. Este foarte greu cu salariul lui, trăim doar din a lui. Banii nu ne-a dat de o săptămână de zile. Uitați, avem copii mici, are 2 luni jumate, trebuie să-i fac un botez, trebuie să-i ofer tot strictul necesar. Ce facem? Guvernanții au promis că până pe 26 februarie le vor fi virate pe card drepturile salariale, dar minerii nu vor să renunțe la protest. Aerul insuficient, praf mult pe care îl înghițim zi de zi. Așa arată după joi când am încetat ultima zi de muncă. Că dimineața la ora 3:30-9 ne sună ceasul, nu ca alții se trezesc la 7-8. Noi la ora 5:30 suntem în mină. Un echipaj SMURD se află la ieșirea din mină și le acordă îngrijiri medicale celor care au nevoie. 11 mineri au avut nevoie de îngrijiri medicale până acum. Protestele în jurul stadionului Arcul de Triumf continuă. Zeci de iubitori ai rugby-ului s-au adunat din nou la stadion pentru a-și manifesta nemulțumirea față de preluarea forțată a complexului de către Ministerul Tineretului și Sportului. Peste 100 de fani ai rugby-ului românesc, dar și foști jucători ai echipei naționale, au venit din nou la porțile închise ale stadionului Arcul de Triumf. Fanii rugby-ului românesc se adună aici în semn de protest pentru naționalizarea acestui stadion de către autorități. Acest stadion a fost dintotdeauna al rugby-ului românesc. MTS-ul susține că acest stadion nu se mai poate întoarce la FRR, pentru că este un centru polisportiv. Deci pe acest stadion se poate juca doar fotbal și rugby, pe cele de antrenament fotbal, rugby și tir cu arcul. Toată lumea rugby-ului dorește doar folosința gratuită, adică accesul neîngrădit al rugby-ului aici, așa cum a fost și înainte.
Nu urmărește nimeni profit. Noi nu vom renunța niciodată la acest stadion. Fanii rugby-ului au adus cu ei bannere și au transmis mesaje împotriva lui Eduard Novak, ministrul tineretului și sportului, dar și împotriva predecesorului său, Ionuț Stroie. Sub privirile jandarmilor, unii dintre fani au început să joace rugby în fața arenei. Fiecare dintre noi am venit aici pentru că este casa rugby-ului nostru. Eu joc de la 12 ani rugby pe acest stadion. Tot timpul am așteptat o mână întinsă și ne antrenăm împreună cu juniorii și cu seniorii în fața stadionului. Ce este mai grav este că echipa națională este angrenată acum în calificarea pentru Cupa Mondială din Franța din 2023 și se antrenează într-un mall. Mai grav este că avem un stadion încălzit și nu putem să-l folosim. Stadionul Arcul de Triumf se afla în administrarea Federației Române de Rugby, dar după modernizare a fost preluat de Ministerul Tineretului și Sportului. O preluare care servește interese ascunse, după cum spun protestatarii. Am 5 titluri de campion european aici, pe acest stadion. M-am realizat ca om și ca sportiv. Drept pentru care aș ruga organele competente să țină cont de familia lui rugby românesc și să lase acest teren al cui a fost, al rugby românesc. Pe acest teren, la sfârșitul fiecarei săptămâni, evoluează 500-600 de copii. Acest teren a fost donat de regele Carol rugby românesc. Începe desființarea companiilor municipale. Prima societate care va deveni istorie este Compania Turistică București. Urmează alte 19 companii municipale care funcționează la nivelul primăriei generale. Liberalii anunță că vor fi păstrate și eficientizate doar 4 dintre companiile existente în prezent la nivelul administrației generale. Companiile municipale înființate în mandatul de primar al Gabrielei Firea dispar. Anunțul a venit din partea președintelui PNL București, Violeta Alexandru, care a precizat că procesul de desființare a acestor societăți va dura în jur de 2 ani. Vom trece la desființarea primei companii înființate de PSD, Gabriela Firea, Compania Turistică București. Continuăm cu celelalte companii, până la 20 de companii care vor fi desființate. 4 dintre ele, înființate legal, vor fi eficientizate pe baza legislației privind guvernarea corporativă. Consiliul de administrație și managerii, în cursul acestui an, vor fi angajați prin concurs. Cele 4 companii care vor rămâne, STB, Trustul de Clădiri Metropolitane, Energetica Servicii și Termoenergetica, vor avea în curând o nouă conducere cu mandat clar de a organiza procesul de selecție competitivă a managerilor care vor eficientiza aceste companii. La rândul său, Andrei Badiu, consilier general în Primăria Capitalei, a arătat că situația financiară a companiei Turistica arată dezastruos. Activul net al acestor companii a ajuns nu doar la mai puțin de jumătate din capitalul social, dar aproape a ajuns la nivelul capitalului social. Efectiv, aproape 2 milioane de euro au fost aruncați pe fereastră. Mai mult, această companie nu a emis nici o factură în tot cursul anului 2020. Șefa PNL București a precizat că fiecare procedură de dizolvare va trece sub forma unui proiect în Consiliul General, cu susținerea consilierilor USR Plus, și a arătat că unele dintre companiile municipale au situații contractuale complicate. Adică sunt restante în plata salariilor, sunt în situații de a nu fi terminat contractele în derulare și este un abuz ca noi să le lichidăm fără ca aceste proceduri să se ducă la îndeplinire. Este interesant cum, deși această situație era cunoscută de luni de zile, pentru că ne spun salariații că au fost păcăliți, mințiți, amânați continuu de pe la jumătatea anului trecut. Este interesant cum această situație a fost cunoscută de fosta conducerea primăriei, de Gabriela Firea și de consilierii general PSD și n-au făcut nimic. Potrivit liberalilor, în companiile municipale lucrează 20.000 de oameni, dintre care 15.000 la STB și Termoenergetica. PSD atacă din nou guvernarea. Membrii partidului spun că proiectul de buget aprobat de guvernul Câțu pentru 2021 este unul de austeritate, iar ei au idei mai bune despre cum ar trebui să arate un proiect de buget adevărat. Printre amendamentele propuse de socialdemocrați se numără alocarea banilor necesari pentru construirea 200 de centre medicale, dar și mai mulți bani pentru educație. Culmea este că ideile le-au venit acum și nu când erau la putere. Partidul Social Democrat și-a propus o abordare diferită
față de ceea ce am văzut până acum la partidele de opoziție din România. Nu e deloc adevărat că nu se poate, cum spune guvernul. Nu e deloc adevărat că nu sunt bani, cum susține Câțu, pentru a-și justifica neputința sau neștiința. PSD are datoria să arate că există o alternativă mai bună la actualul buget de austeritate. Amendamentele propuse de PSD la proiectul de buget sunt, ca de obicei, populiste, exact ca pe vremea în care alergau după voturi. Avem amendamente pregătite în acest sens despre respectarea legilor în privința creșterii alocațiilor, a salariilor și a pensiilor. Guvernul trebuie să le dea banii cuveniți părinților și copiilor în acest an la 1 martie. Și după ce ani de zile au fost la putere, iar spitalele și refacerea sistemului medical au fost niște promisiuni aruncate pe niște hârtii, PSD-iștii au descoperit câte se pot face în sănătate. Marea prioritate a României în acest an este sănătatea. PSD, așa cum am prezentat încă din campania electorală, prin oferta pe care am prezentat-o împreună cu colegii mei, propune alocarea banilor necesari pentru construcția a 200 de centre medicale comunitare și a 50 de centre de asistență medicală de specialitate. Și la educație au descoperit socialdemocrații că este nevoie de bani, tot abia acum. Guvernul Câțu a alocat în acest an cel mai mic buget al educației din istorie ca pondere din PIB. Educația copiilor noștri reprezintă oglinda viitorului României. Este nevoie urgent să investim pentru dezvoltarea sistemului online, pentru reabilitarea unităților de învățământ, astfel încât cursurile să poată fi susținute în condiții de pandemie. Președintele Klaus Iohannis și-a petrecut din nou weekendul acasă la Sibiu. Azi a participat împreună cu soția sa la slujba de la Biserica Romano-Catolică Sfânta Treime. Mașina cuplului prezidențial a oprit în piața mică, în spatele bisericii, iar soții Iohannis au mers pe jos câțiva metri până la intrarea principală în biserică. La ieșirea din biserică au făcut cu mâna și au zâmbit trecătorilor. Șeful statului nu a făcut declarații. Biserica Romano-Catolică Sfânta Treime din Sibiu este lăcașul de cult la care familia Iohannis merge de ani de zile, încă de pe vremea în care Klaus Iohannis era primar al municipiului Sibiu. Biserica se află în centrul orașului, în piața mare a Sibiului, lângă sediul primăriei Sibiu.